bara comportamentului nutrițional pare uneori ca mersul cu o tricicletă veche. Avem în față o roată bine, bine umflată, voința omului, vreau să mă schimb, vreau să-mi îmbunătățesc alimentația, vreau să progresez. Avem în spate o roată desumflată și o roată mai puțin umflată, dacă care cât de cât e umflată avem voința în față și avem în spate ce parcă mi-a ieșit și cât de cât pot să mă bazez pe roata asta cât de cât umflată și roata complet desumflată ce nu mi-a ieșit și al naiba nici nu vreau să mă uit că nu mi iese neam. Și mă tot mir de ce în loc să mă duc în față, tot merg în cerc, Lângă roata asta desumflată, pe care nu vreau nici măcar să o văd. Și nici măcar nu știu dacă merge reumflată ce aș putea, ce nu vreau să fac, ce n-aș face neam ca să meargă tricicleta asta în față. Dar totuși, până nu umflu roata desumflată, până nu adresez lucrurile care de fapt nu-mi ies, tricicleta va continua să meargă în cerc într-o situație blocată lângă această roată de sumflat. Așa că, dacă pare, ție personal, ți se pare că te tot învârți în cerc, în încercarea de a-ți schimba comportamentul alimentar, întreabă-te ce nu îți iese de fapt.